Cam fiecare an, sfârșitul lunii mai înseamnă pentru elevii din ultimul an de liceu despărțirea de colegi și de cadrele didactice care i-au pregătit. Înseamnă emoții, lacrimi, dar și teama de viitor. În această perioadă, toate unitățile de învățământ liceal din Maramureș organizează cursurile festive pentru absolvenții lor din promoția 2018. Cei de la Colegiul Băimărean Vasile Lucaciu au avut festivitatea de absolvire la Casa de Cultura Sindicatelor din municipiu. Chiar și așa, imensa sală a fost astăzi neîncăpătoare. Alături de tineri și dascăl fiind prezente și rudele învățăceilor. Sfatul pe care vi-l dau este să vă uitați bine unii la ceilalți. S-ar putea într-o bună zi să vă treziți și să constatați că fostul coleg de bancă a ajuns ministru sau primar sau prefect sau președinte al Consiliului Județean. Atunci poate veți zâmbi, poate veți avea alt soi de reacție. Vreau să vă spun ceva. Alegeți-vă întotdeauna oamenii pe care îi recomandă profesionalismul. Am reușit, alături de acest colectiv, să ne conturăm personalitatea cu care am fost înzestrați și să descoperim că suntem capabili de tot ceea ce ne propunem, fie că este vorba de lucruri mărunte sau aspecte uimitoare. Profitând de ocazie, am observat, am analizat și am înțeles că, în ciuda binecunoscutei fraze rostite de Bacovia, liceul, cimitir al tinereții mele, nu există loc mai frumos pentru a trăi tinerețea. Vă dorim astăzi să învățați lecțiile vieții cu blândețe, să îmbrățișați cu curaj noile provocări și să vă ridicați cu zâmbetul pe buze de fiecare dată când vă simțiți copleșit de probleme. Suntem cu toții călători, iar azi călătoria voastră ia o turnură plină de surprize și neașteptat. Conform tradiției, astăzi elevii claselor a 12 au predat cheia liceului celor din a 11-a după un ritual original. Pentru absolvenții 2018 urmează bacalaureatul, examen care, în cazul multora dintre ei, le va trasa drumul în viață.